Bună ziua, dragi telespectatori, la o nouă emisiune a lui Metin Cerchez pe canalul său de pe YouTube, www.libertateadeopinie.ro, canal care deranjează pe toți mafioții, vechi sau noi, la o cafea turcească. Gândiți că nu doare. Despre ce vom vorbi? Despre mafioții pe care i-ați trimis dumneavoastră, cei 30% care ați votat, noi ceilalți 70% cei inteligenți am gândit și nu ne-am dus la vot pentru a nu fi complici cu mafia veche, PSD, PNL, UDMR și mafia nouă, USR și AUR. De ce spun mafie? Pentru că pentru prima dată, la 31 de ani de la Revoluție, când au murit în 89 1900, spun unii, de tineri, pentru a fi liber, pentru a nu mai duce o viață grea, ei bine, acest partid nou, AUR, pe care eu vi l-am arătat, v-am spus că e în spatele acestui partid o divizie întreagă de vechi securiști și noi securiști, de masoni, nu m-ați crezut. Partidul AUR a trimis la 31 de ani de la Revoluție pentru prima dată un ofițer de securitate, șef la rachete în Făgăraș, director la Nitramonia Făgăraș, dată unui terorist, Cheser Fatih, Francis Tobă, cercetat în dosarul celor morți la Sibiu, unde a fost adjunctul Dragomir, cel care practic a decimat luptătorii pentru libertate de acolo, i-a omorât, i-a legat cu sârmă ghimpată, a devenit în 92-96 Francis Tobă deputat PSD. Vă dați seama ce luptă anticorupție duce acest partid AUR al lui George Simion cu structurile lui Băsescu, Petrov, al lui Bobby Păunescu, frații Păunescu și loja masonică, pentru că a băgat doi ofițeri care au tras, Nicolae Roman la Timișoara, cel care a coordonat unitatea de acolo din Timișoara, știți bine, morții de pe treptele catedralei din 17 decembrie 1989, când preot la catedrală era Ilie Sârbu, cel care a devenit senator, ministru al agriculturii și nici mai mult, nici mai puțin, a devenit și socrul lui Ponta Victor. De asta nu am vrut. Deci Francis Tobă l-am anchetat în cadrul Comisiei de Siguranță Națională pentru că era director la Nitramonia Exploziv. Ei bine, procurorul de caz a fost Ponta Victor. Uitați-vă, CIA știa că primul ministru e mână-mână cu teroriștii? Cu ce teroriști? Cheser Fatih PKK, care a luat Nitramonia Făgăraș, dată de SRI, de Radu Timofte, la vremea respectivă director SRI, Ovidiu Mușetescu, decedat, de Chirovici, șeful logii masonice din România la data respectivă. Ei bine, Ponta era procurorul de caz și a făcut un astfel de caz încât a scăpat teroristul. Francis Tobă, actualmente deputat AUR, a devenit director la Nitramonia Făgăraș. Nitramonia Făgăraș a fost distrusă. Zeci de mii de oameni de la Colorom și Nitramonia au rămas pe străzi, pe drumuri, dar au votat AUR. Metin Cerchez, la data respectivă, uitați-vă, deputatul Cerchez a descoperit o escrocherie la Nitramonia Făgăraș. Dumneavoastră poate nu credeți, dar eu l-am anchetat pe acest Francis Tobă. Nu știa George Simion ce securist trimite, nu știa că Roman este cel care a tras la Timișoara și a coordonat trupele de securitate și de armată împotriva populației de la Timișoara. Nitramonia Făgăraș vândută unui turc terorist printr-o vastă operațiune de spălare de bani. A furat acest individ 37 de milioane de dolari, returnare ilegală de TVA, descoperit de Metin Cerchez acest caz. Iată aici documente cu teroriști, Serviciul Român de Informații, cabinetul directorului, strict secret, pentru că eu eram în siguranță națională și ca patriot îmi făceam treaba, nu eram corupt ca ceilalți. S-au scos miliarde de euro, vaporul cu azotat de amoniu poros de la Nitramonia Făgăraș, Red Sky, a dispărut din portul Constanța. Metin Cerchez a descoperit acest caz, dar nu s-a făcut nimic. Uitați-l pe cel care a dat lui acestui terorist, în numele PSD, Adrian Năstase, Ovidiu Mușetescu,
șeful privatizării, Nitramonia Făgăraș, dată, deci fabrică de exploziv, dată lui Francis Tobă, deputatul actualmente AUR, și lui teroristului, procuror de caz Ponta Victor, a spălat acest dosar, a devenit șeful corpului de control al guvernului, trimis unde credeți, la Nitramonia. Uitați ce făcea Metin Cerchez, propunere de combatere a corupției în România, dar nimeni nu l-a vrut. La ora actuală România e condusă ori de vechi securiști, ori de rudele acestora, de copii. Aici este tatăl lui Joana, ofițer de securitate, lângă Pacepa, cel care a fugit, dar trădător CIA și Mossad. Ei bine, vindea evreii, știți bine, în numele lui Ceaușescu, cu ordinul lui Ceaușescu, și se numea tu procent pentru că își lua procentele. Mircea Joană, șef PSD, filmat când ia șpaga de la Ana Birhal, ei bine, ajunge secretar general NATO. La ora actualmente, o să vă arăt în următoarele emisiuni, există în Parlament, în Comisia de Apărare, șefi ai tratatului de la Varșovia, foști ofițeri KGB, securiști notorii, care acum sunt, vezi, doamne, cu NATO. Ce să facem? Dumneavoastră, AUR, ați votat, aveți acest securist, Francis Tobă, merg mai departe. Acheta, aici era Victor Ponta când ieșea din birou din Comisia de Siguranță Națională, în spate este Comisia de Siguranță, ancheta exploziv cu iz de terorism la Nitramonia Făgăraș, după ce săptămâna trecută deputatul Metin Cerchez a făcut o serie de dezvăluiri incendiare. Nu v-a păsat, dumneavoastră îi alegeți în continuare. Vorbeam în Parlamentul României, spuneam, domnule președinte, stimați colegi, de 3 ani de când am venit în Parlamentul României, poate și pentru faptul că eram tânăr, am crezut că vom putea învinge împreună mafia. Iată, la câteva luni după terminarea mandatului, o spun clar, mafia e deasupra legii. În România, mafia e în toate. Dacă în decembrie 89 am vrut o rânduire capitalistă, ne dăm seama că profitorii au făcut cer comun, au intrat în politică și dijmuiesc bunul întregului popor. M-ați dat afară din Parlament? Alegeți în continuare securiștii. Spuneam de Ristea Priboi, era deputat, este colonelul care a dispus practic explozia de la Europa Liberă. Vă dați seama, l-au făcut PSD-ul deputat. Spuneam de Keser Fatih, teroristul care a luat Nitramonia cu Francis Tobă, vedeți și dumneavoastră, nu v-a interesat. Cu Ristea Priboi, cu Mihai Tânjeală, toți ofițeri de securitate. Spuneam atunci și dumneavoastră îi alegeați. Primeam, de ce tot ce spun este acoperit. Ia uite aici, strict secret, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă. Domnului Metin Cerchez, deputat Comisia de... Rugăm să se deschidă personal, de strict secret, DGIPI-ul, da? Îmi dădea acest. Ei bine, cine era la vremea respectivă cel avocatul teroristului? Ion Neagu. Firmele teroristului erau în casa lui Ion Neagu, era șeful Comisiei Juridice din Parlament, cel care dă legile, practic, este cel care i-a dat doctoratul lui Ponta Victor, este rectorul Facultății de Drept Nicolae Titulescu cu Adrian Năstase, a luat bani de la terorist pentru a-l apăra, i-a pus la dispoziție și casa lui, prin această casă s-a luat Nitramonia Făgăraș de un terorist, era domnul Tobă Francis, director la Nitramonia Exploziv. Nu știa domnul George Simion de la AUR acest lucru? Metin Cerchez a lucrat în domeniu și poate mai lucrează domeniul informațiilor, dar nimeni nu-l ascultă. Pe cine a mai trimis AUR? Pe generalul Chelaru, condamnat 3 ani pentru corupție, DNA, pentru că și-a luat vile. Vile în numele Ministerului Apărării, dumneavoastră și săracii militari, polițiști, cinstiți, nu au vile și nu și le-au cumpărat. Mafia USR, codul ELSA, Dan Barna, e numele de cold al USR-ului și al lui Dan Barna, USR-ul Divizia Cibernetică a SRI de la Băneasa. L-au pus acum ministru al justiției pe un avocat de mâna 10-a care l-a apărat pe Mazăre Radu în dosarul de corupție în care Mazăre a furat 114 milioane de euro, USR fără penal. Vă dați seama, deci Ion Stelian, un avocat de mâna a doua, care a luat prin fals o garsonieră și apoi a spus că e handicapat. Păi dacă ești handicapat, mai ajungi ministrul justiției.
Era și avocat la Rea de Pepe. Rea de Pepe este regia primăriei al lui Radu Mazăre, care dădea vile, terenuri, plaje clientelei politice. Mama lui lucra la Rea de Pepe și a primit această locuință. A schimbat-o după aceea. Ei bine, el fiind avocat, a luat bani de la Radu Mazăre, a devenit Radu Mazăre șef PSD. Acum USR e ministru justiției. Unde s-a ajuns? Raed Arafat dă ordine la toți și vedeți și dumneavoastră ce uniformă asemănătoare Mossadului are. Nu știu ce caută cu această uniformă Mossad. Ghinea, ministru, este la ora actualmente ministru. USR a făcut afaceri de sute de milioane de euro cu PSD, cu mafia PSD. Tobă când trăgea acolo. Clanul din Murgeni, clan Interlop, a intrat tot în aur. Dumneavoastră i-ați votat, nu eu. Eu vă spun degeaba. UDMR, prin Vereștoi Atila, a tăiat toate pădurile. Ei bine, au luat Ministerul Mediului ca să mai taie pădurile. Degeaba vă spune Metin Cerchez. Aur, pentru prima dată, a trimis în istoria post-decembristă soț și soție în Parlament. Mă, măcar unul. Ea e asistentă, el inginer electronist. Au o vilă la Năvodar mare de tot. BMW X6, ea la ATI, soț, soție, nu putea să intre altul, doar unul. De ce să trimiți tu aur care lupți împotriva corupției, cică? Soț și soție, parlamentare aur a Elenei din Constanța. Ei bine, v-am spus de Dugin, caghebistul, care era cu Năstase, cu Călin Georgescu, care îl propune prim-ministru, omul KGB-ului. Acest om cu două dosare penale, pentru că spărgea băncile și pentru că bătea omul, oamenii, Lască, deputat aur de la Bihor, iată-i pe Dugin și toți cei cu Simion, chipule, că sunt împotriva corupției. Esența e aceasta, Vasile Dâncu, PSD, mână-mână cu Cioloș, USR, USR care va fura voturile, aceștia suseriștii cu Iohannis, George Simion, cu USR-ul mână-mână, ci că luptă împotriva lor, clanurile interlope cu cei de la aur, Dan Barna cercetat USR fără penal, dar el este penal, George Simion cu Nicușor Dan USR, teroriștii din Portul Constanța, vă spun toate acestea, trec peste ele, iată-l pe Teodosie care chipul acum ai cu aur, era cu mafia lui Radu Mazăre, oamenii lui Mazăre acum sunt în Parlamentul României, și că Cercel și cu Rafila deputați PSD. Ăștia i-ați ales, cu ăștia veți defila 4 ani, poporul va sărăci, ei se vor îmbogăți. Uitați-vă ce ați ales, dragi români. Crăciun fericit!